Vă voi împărtăși în minutele următoare câteva dintre gândurile mele cu privire la această temă atât de actuală și de importantă astăzi, pentru viața publică, pentru sistemele politice, pentru sistemele juridice și, în ultimul rând, pentru universități, și anume relația dintre persoanele cu dizabilități și problema dreptății sau, de multe ori, a nedreptății sau a injustițiilor. Se spune că, fiind întrebată odată de către un student care ar fi primul semn al civilizației într-o cultură umană, antropologa americană Margaret Mead ar fi răspuns: un femur care fusese rupt și care după aceea se vindecase. Nimic mai mult decât o simplă fractură care urmează să se vindece, aceasta să fie semnul sigur al începutului civilizației la specia noastră umană? E bine, dacă ne gândim puțin și dacă o însoțim mai departe pe Margaret Mead, vom înțelege gândul foarte adânc și foarte uman din spatele acestei afirmații atât de simple. Pentru că, evident, în lumea animalelor non-umane, dacă un animal are un picior rupt, fracturat, atunci animalul respectiv este candidat sigur la moarte. Nu poate să se apere față de celelalte animale care sunt dușmani naturali ai săi, nu se poate deplasa pentru a se hrăni, pentru a bea apă, nu poate să vâneze, cu siguranță nu va putea să trăiască suficient pentru ca osul tibiei să se poată în mod natural și firesc suda, iar animalul să-și reia ciclul normal al existenței sale. E bine, dacă în lumea noastră umană există această mărturie că un os de la picior s-a rupt, după care el a fost vindecat, și evident că există dovezi foarte sigure pe care medicii le pot pune în evidență cu privire la un astfel de fapt, asta arată că altcineva din acea comunitate a avut empatia, a avut sentimentele, a avut emoțiile necesare pentru a avea grijă de cineva care era în nevoie, care era în mare suferință și care altfel ar fi pierit. Ceea ce ne spune, cu alte cuvinte, Margaret Mead este că începutul civilizației la noi este atunci când noi, oamenii, începem să-i ajutăm pe ceilalți care au nevoie de ajutorul nostru, iar cei care au cel mai mult nevoie de ajutorul nostru sunt cei care, dintr-un motiv sau altul, se simt la marginea societății, sau în mod natural au anumite trăsături care să îi facă pe ceilalți să îi perceapă ca având dizabilități. Începutul civilizației, deci, este acela în care îi ajutăm pe ceilalți. Și despre acest lucru aș vrea să vorbesc mai pe larg în minutele care îmi sunt acordate la acest discurs TED. Sigur că prima chestiune care ne vine în minte imediat după ce gândim mai mult la această istorisire cu privire la începutul civilizației este aceea că noi, specia umană, am putut să dezvoltăm acest gen de atitudine altruistă față de ceilalți, în așa fel încât, de multe ori, ajutorul pe care îl dăm nu este nici măcar condiționat de un ajutor reciproc pe care îl așteptăm de la cei pe care i-am ajutat inițial. Cu alte cuvinte, am putea spune, așa cum a și făcut-o foarte recent un filozof american, Philip Kitcher, că noi, specia umană, suntem pe calea aceasta a unui angajament față de dezvoltarea unui proiect etic. Proiectul acesta etic se articulează atât din punct de vedere cognitiv, cât și mai ales din punct de vedere moral și afectiv, și fiecare nouă generație de oameni este, într-un fel sau altul, chemată să își aducă contribuția la mai buna articulare, definire, clarificare a acestui proiect etic. Dar baza acestui proiect etic este această atitudine de a-i ajuta pe ceilalți, care este un semn sigur al altruismului speciei noastre. Evident că atunci când vorbim despre persoane care au dizabilități, trebuie să avem în vedere un spectru destul de larg, destul de bogat de astfel de nevoi, de astfel de dificultăți pe care oamenii respectivi le trăiesc și fac experiența foarte neplăcută, uneori traumatică, a acelor dizabilități.
Avem în vedere nu numai dizabilitățile fizice, care sunt evidente, pot fi foarte ușor percepute, avem în vedere de asemenea dizabilitățile de natură psihologică sau de natură mentală și nu în ultimul rând chiar și abilitățile și dizabilitățile cognitive. Întreg acest spectru al dizabilităților ne somează într-un fel sau altul să ne punem problema cum anume abordăm și din punct de vedere conceptual, dar și din punct de vedere instituțional și legal atitudinea pe care ar trebui să o recomandăm și pe care să o avem față de astfel de persoane. Evident că una dintre abordările cele mai facile la îndemâna tuturor este aceea de a socoti că o dizabilitate este o trăsătură absolut de nedespărțit de persoana care în mod nefericit are acea dizabilitate. Aș numi aceasta o abordare de tip esențialist, prin care practic noi, dintr-o comoditate sau uneori dintr-o sărăcie de gândire, identificăm acea persoană chiar cu dizabilitatea acelei persoane. Și așa se face că ajungem să folosim cuvinte derogatorii peiorative cu privire la cei care nu se pot mișca ușor, cu privire la cei care nu văd, cu privire la cei care nu aud, cu privire la cei care au anumite trăsături de comportament mai accentuate și pe care imediat suntem tentați să îi clasificăm într-o categorie fixă și rigidă, ca și cum acestea ar fi niște proprietăți esențiale și inalienabile ale acelor persoane. Socotesc că o astfel de abordare este complet nefericită și propria mea atitudine față de această categorie a persoanelor cu dizabilități este mai degrabă una relațională decât una esențialistă. Prin aceasta vreau să spun că de multe ori dizabilitatea este în ochii acelora care percep, care privesc și care socotesc pe ceilalți ca având dizabilități. Nu vreau să neg faptul că anumite persoane, într-un fel sau altul, se află într-o categorie statistică în care se abat oarecum de la ceea ce este acceptat, ceea ce este socotit norma socială de sănătate fizică, de sănătate mentală, de comportament. Dar pe de altă parte, ceea ce constat este că de multe ori dizabilitatea acestor persoane este dramatic accentuată de către ceilalți care îi percep în felul acesta, care nu vor să-i scoată din aceste categorii și care nu înțeleg, așa cum ne spunea Margaret Mead, că începutul civilizației în cultura umană este această bunăvoință, această atitudine de a servi și această atitudine de a ajuta pe cei care se află în nevoie. Cu alte cuvinte, dizabilitatea pentru mine este, în primul rând, o chestiune construită social și relațional și de aceea și remediile la problemele pe care le avem, care țin de discriminările nefondate pe niciun fel de criteriu moral, care sunt îndreptate împotriva celor care au dizabilități, cu alte cuvinte, aceste discriminări ar trebui să fie încet, încet eliminate. Nu am găsit niciun fel de argument serios, credibil, în filozofia morală care să poată să ne convingă că putem face o trecere validă de la premize pur factuale în care constatăm că cineva are o dizabilitate fizică sau mentală sau comportamentală sau cognitivă și care să tragă o concluzie de natură normativă sau de natură morală. Or, ceea ce constatăm este că de multe ori căzând pradă acestui sofism foarte facil, care trece de la descriere la normă, ajungem să îi socotim inferiori pe cei care au aceste dizabilități, să le refuzăm un trai decent și demn și să ne separăm, să ne segregăm de ei atunci când aceștia se află în același mediu cu noi, mediul social sau mediul legat de locul nostru de muncă. Cum am putea, deci, să rezolvăm treptat aceste probleme? Sigur că în momentul de față aș putea să vă prezint elementele unei utopii. Foarte multă lume ar putea spune că aceste gânduri pe care le împărtășesc cu dumneavoastră nu sunt decât dorințele cuiva care a citit mult prea multă filozofie și care s-a desprins de realitatea imediată. Ei bine, nu cred că mă desprind de realitatea imediată atunci când spun că soluțiile pentru astfel de probleme, deși nu sunt deloc ușoare, nu sunt deloc facile, dacă ar fi fost așa, probabil că specia noastră ar fi rezolvat aceste chestiuni legate de discriminare cu mult timp în urmă, dar cu toate acestea, cred că noi am făcut un lung drum de la primul semn al civilizației despre care vorbea Mead și până astăzi. Am înțeles
Nu numai că trebuie să-i ajutăm pe cei care au dizabilități fizice evidente, dar și pe aceia care se află în alte grupe de risc și care sunt socotiți într-un fel sau altul minoritari. Nimeni nu este în mod absolut într-un grup privilegiat, într-un grup dominant, și nimeni nu este în mod absolut ferit de stigmatul de a fi perceput de către ceilalți ca fiind o minoritate sau ca având o dizabilitate. Acesta este, într-un fel, nucleul conceptului meu relațional sau social legat de ideea de dizabilitate și de justiție sau de injustiție. Pentru că noi înșine, odată ce plecăm, de pildă, în altă parte ca să ne găsim împlinirea vieții noastre, ca să muncim sau ca să realizăm alte proiecte, dintr-o dată putem ajunge dintr-un grup dominant într-un grup care nu este dominant și care este perceput oarecum la marginea societății și ca neavând aceeași importanță pe care o are grupul dominant din acea societate sau din acea țară. Acesta este un memento, aceasta este o luare aminte pentru noi toți și de aceea trebuie să gândim atât instituțional cât și educațional și conceptual remedii pentru astfel de probleme. Instituțional, desigur, ceea ce trebuie să punem în funcțiune, să punem în mișcare, sunt acele mecanisme care să facă din instituțiile noastre acele locuri ale împlinirii noastre profesionale. Și așa cum foarte bine spunea un filozof american contemporan, John Rawls, virtutea principală a oricărei organizații și instituții umane este aceea de a fi dreaptă. Dreaptă cu toți cei care lucrează pentru acea instituție. Nu în ultimul rând, din punct de vedere educațional și conceptual, o astfel de atitudine de deschidere și de empatie față de cei care în mod real au nevoie de ajutorul nostru este o atitudine care poate fi cultivată dacă înțelegem imperativul, necesitatea de a fi caritabil în interpretarea acțiunilor și personalităților celorlalți oameni și în același timp nevoia de a înțelege că noi toți suntem failibili, că nu avem certitudini, nu avem acces la adevărul absolut, dar că toți ne împărtășim din aceeași raționalitate universală umană și că, prin urmare, în virtutea raționalității noastre, trebuie să fim altruiști, trebuie să ajutăm pe cei care au nevoie de ajutorul nostru și trebuie să fim toleranți într-o manieră cultivată, nu într-o manieră arogantă. Cred că în felul acesta am putea să ne apropiem de ceea ce Aristotel spunea în Etica Nicomahică și în Politica, că ar fi proiectul fericirii umane. Proiectul prin care fiecare poate să își desăvârșească capacitățile sau capabilitățile și proiectul prin care noi înșine ne putem împlini, fiind într-o relație de bunătate cu semenii noștri.